0. Italianul care a stat mai multe zile în România și apoi a mers în peninsulă, unde a fost diagnosticat cu temutul virus. În acest moment, primul român cu coronavirus se află internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balci din Capitală. Este monitorizat în permanență, iar în județul de unde acesta provine au fost luate măsuri extreme de autorități. Oamenii din Gorj sunt ținuți la distanță de casa tânărului. Prefectul a anunțat că toate școlile din județ vor fi închise, iar cei cu care acesta locuiește în casă, este vorba despre 7 persoane, au fost testați, rezultatele sunt deocamdată negative, însă vor rămâne în următoarele 2 săptămâni izolați la domiciliu sub pază. Vom vedea detalii de ultimă oră despre acest subiect în cadrul emisiunii de astăzi și vom arunca un ochi și asupra scenei politice, pentru că și aici este criză în toată regulă. Avem un nou premier desemnat în persoana lui Florin Câțu. Un premier interimar în persoana lui Ludovic Orban, care va conduce imediat o ședință de guvern. Și avem un candidat la primăria Capitalei, susținut de Partidul Național Liberal, Nicușor Dan. Discutăm și subiectele politice în cea de-a doua oră cu politologul Andrei Țăranu. Deocamdată vă prezint invitatul meu de la această oră, doctorul Nicolae Fotin, expert în politici de sănătate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângiorzan. Începe chiar acum Toc B1. Până să discutăm despre temutul coronavirus, care, iată, a creat prima victimă în România, o primă persoană infectată, discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu foarte puțin timp. Șeful PNL, Ludovic Orban, a anunțat numele persoanei pe care Național Liberal o susțin pentru primăria Capitalei. Vă spuneam, Nicușor Dan, candidat independent până astăzi, va beneficia de sprijinul PNL în cursa pentru primăria municipiului București. Vă invit să vedem declarația lui Orban din urmă cu câteva minute. Am luat decizia de a îl propune pe Nicușor Dan ca și candidat la primăria Capitalei, susținut de Partidul Național Liberal. Am convingerea că Nicușor Dan este cel mai potrivit candidat pentru atingerea celor două obiective fundamentale ale Partidului Național Liberal. Primul obiectiv este acela de a elibera Bucureștiul de domnia despotică a PSD și al doilea, acela de a asigura o bună guvernare a Bucureștiului, care să asigure o calitate a vieții la nivelul tuturor celorlalte capitale europene. Consultantul politic Valeriu Turcan este în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua și eu pentru invitație. V-aș întreba foarte repede, vreau să comentăm acest subiect. Cum vedeți această mutare, mișcare a național-liberalilor, un candidat unic al opoziției față de Gabriela Firea pentru primăria București? În primul rând, cred că anunțul de astăzi al lui Ludovic Orban marchează lansarea campaniei pentru București. Lupta pentru capitală se relansează, arată indiscutabil faptul că Partidul Național Liberal a preluat inițiativa, încearcă să impună agenda și să impună un candidat comun al forțelor de centru-dreapta. Nicușor Dan este o figură cunoscută. Din această perspectivă, cred că beneficiază de o notorietate foarte bună. Are o istorie legată de București, spre deosebire de alți candidați. Este cunoscut pentru activitatea sa în relația cu multe decizii controversate ale primăriei capitalei sau ale primăriilor de sector. Deci, ca o primă concluzie, lupta pentru capitală din perspectiva forțelor de centru-dreapta pare să aibă o șansă mult mai bună în competiția cu Gabriela Firea. O șansă pe care, domnule Turcan, Nicușor Dan nu a avut-o la alegerile precedente. Știm foarte bine, a fost candidat și la scrutinul anterior la primăria Capitalei și a fost categoric înfrânt de Gabriela Firea. Da, acum câțiva ani, ca și pe parcursul ultimilor ani, de altfel, fragmentarea zonei de centru-dreapta a fost cel mai important, dacă doriți, al
iată al Gabrielei Firea. Partidele de centru-dreapta n-au nicio șansă în fața unui bazin al PSD-ului relativ stabil dacă nu reușesc să promoveze un candidat comun. Gabriela Firea n-a câștigat în 2016 pentru că a fost un candidat extraordinar, ci pentru că, exact cum spuneam, a fost Nicușor Dan cu o parte din voturi, a urmat domnul Predoiu, Robert Turcescu. Voturile acestora adunate însemnau câteva mii, dacă nu mă înșel, peste voturile Gabrielei Firea. De aceea, cred că soluția aleasă de PNL, care reprezintă și o mână întinsă și o oferă de parteneriat în relația cu USR-ul, are cele mai mari șanse să ducă la o victorie pe București. Nicușor Dan a postat în urmă cu puțin timp, aș fi văzut pe micile ecrane, stimațele spectatori, un mesaj pe pagina sa de socializare prin care mulțumește președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, pentru susținerea candidaturii la primăria Capitalei și menționează că este un gest de mare responsabilitate politică în condițiile în care PNL-ul are în interiorul său persoane foarte competente pentru această poziție. La cine credeți că s-ar fi referit? La Rareș Bogdan? La Ludovic Orban, care a susținut că a fost nevoit să nu accepte această ofertă de candidat la primăria București? În principal la Ludovic Orban și la Rareș Bogdan, aproape cert. Știu că sondajul Partidului Național Liberal s-a terminat acum câteva zile și intuiția mea este că Nicușor Dan a fost confirmat drept candidatul cu cele mai solide șanse. Acum, una e notorietatea, alta este încrederea și cu totul altceva este să ai notorietate, încredere sau printr-o intenție sporită la vot, pentru că profilul respectivului personaj nu corespunde cu profilul funcției. Oamenii caută un om cu istorie pe zona de administrație, oamenii caută pe cineva care ar putea să fie un bun gospodar. Nu caută neapărat un lider politic de geniu sau un om cu experiență la nivel național în diverse chestiuni legate de politicile publice. De aceea cred că dintre toți candidații care au fost sondați, cea mai bună percepție în relația cu atribuțiile funcției de primar al Capitalei o avea Nicușor Dan. Aș vrea să mai remarc un lucru. Mai devreme am citit undeva că Nicușor Dan a dat asigurări că va încerca un parteneriat cu mediul de afaceri. Mi se pare extrem de bine venită o asemenea asigurare, pentru că aceasta era și principala îngrijorare legată de Nicușor Dan, că va încerca mai degrabă un parteneriat cu zona organizațiilor non-guvernamentale, că mediul de afaceri va ajunge să fie în cele din urmă ignorat și așa mai departe. De aceea, asigurările vin ca o dorință de a anihila orice posibile critici legate de aceste suspiciuni. Ce le garantează, și este ultima întrebare, domnule Turcan, ce le garantează național-liberalilor în acest moment că alte formațiuni decât PSD-ul, da, mă refer la USR, PMP, care au vorbit despre un eventual candidat, nu îl vor susține, pardon, pe Nicușor Dan și nu vor veni cu un alt candidat? Nu cred că există garanții. Am văzut în nenumărate situații cât de mari sunt orgoliile în politica românească, dar, pe de altă parte, uitându-ne și la experiența anului 2016, cine refuză sprijinirea unui candidat comun pentru București, face jocurile PSD-ului. Nu cred că am mai putea bănui pe cineva de naivitate în cazul în care a refuzat să se angreneze la un proiect. Vă întrerup, domnule Turcan, vă mulțumesc și pentru intervenție. Mergem la Primăria Capitale, acolo unde are loc un comandament de urgență pe situația coronavirus. A bucureștenilor, a românilor, dar noi ne referim acum la capitală, este dacă se impune închiderea unităților de învățământ. Primesc foarte multe mesaje, primim telefoane, este și normal ca părinții să-și facă griji. Le-am transmis tuturor și o fac și acum prin intermediul dumneavoastră și cu această ocazie, că toate deciziile se iau la nivelul Comitetului Național
special pentru situații de urgență, iar noi, pentru municipiul București, ținem legătura cu toate instituțiile naționale și respectăm cu strictețe toate regulile care ne se impun în funcție de evoluția situației. Nu este cazul, prin urmare, să luăm măsuri anticipative, să venim cu măsuri grave până când nu suntem informați că suntem în acea situație în care să aplicăm anumite restricții. Dar asta nu înseamnă că nu facem nimic sau nu întreprindem nimic și nu venim în întâmpinarea tuturor instituțiilor care trebuie să colaboreze în această perioadă, fie că sunt instituții centrale, naționale sau instituții locale. Țin legătura permanent, atât eu personal, cât și colegii mei, cu domnul dr. Raed Arafat, cu domnul profesor Străinu Cercel, cu domnul profesor Imbri. Ei sunt cei care trebuie să ne transmită și direct, și formal și informal, măsurile care se impun în această perioadă. Aș vrea să vă dau și câteva exemple concrete. Amintesc faptul că în acest moment, în municipiul București, sunt aproximativ 1000 de persoane care sunt autocarantinate, deci la domiciliu, iar toate persoanele care s-au prezentat la Victor Babeș, la spital, și au fost testate, sunt sănătoase, deci au plecat acasă. Vom primi mai multe informații de la domnul profesor Imbri. În ceea ce privește măsurile pe care dorim să le luăm în continuare, unele deja discutate, altele sunt în diferite faze de realizare. Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș, administrat de Primăria Capitalei prin ASSMB, a alocat deja un corp de clădire separat, pavilionul B4, cu 60 de locuri, complet renovat și modernizat anul trecut, pentru pacienții infectați cu coronavirus. Pentru aceștia s-a creat deja un circuit separat încă de la intrare, deci încă de la poartă. Personalul este dotat cu echipament de protecție necesar într-o astfel de situație. De asemenea, Spitalul Colentina, administrat de Primăria Capitale prin ASSMB, va funcționa ca spital suport. Cu alte cuvinte, va primi pacienți care au nevoie de terapie intensivă de la Spitalul Matei Balj, care nu au coronavirus, dar se aflau internați pentru alte afecțiuni și acum este indicat să elibereze ATI-ul de la Matei Balj. Și până acum s-a procedat la o astfel de colaborare, în special în perioada de sărbători, când era o avalanșă de persoane la camerele de gardă și la ATI-urilor spitalelor de urgență. Demarăm în regim de urgență achiziția unui aparat de testare genetică pentru depistarea coronavirusurilor, la solicitarea profesorului dr. Străinu Cercel și, de asemenea, la solicitarea domnului profesor Imbri, pe care deja vreau să-l invit în fața dumneavoastră să ne facă o prezentare a situației în ansamblu, precum și la necesarul de materiale sau echipamente de care va mai fi nevoie în perioada următoare. Vă invit, vă rog. Mulțumesc. Deci nu mi-am dorit niciodată să apar în această ipostază și să fiu mai cunoscut decât sunt. Vreau să vă spun că în momentul de față este nevoie de o gândire rațională și foarte mult calm. Ce se anunță este o boală infecțioasă care se tratează sau se urmărește pe parcursul evoluției simptomatologiei, urmând a fi cei care au ghinionul să facă această boală să fie monitorizat și apoi să își reia locul în societate. Despre afecțiune în sine și despre cât este de periculos sau nu, o să cer și o să am rugămintea ca încă peste cele 5-6 minute pe care o să vă comunic eu, am nevoie să comunic eu niște date, să acceptați ca doamna dr. Florescu Simin, care este specialistă în domeniu și pe zona aceasta și a bolilor tropicale, să vă spună câteva vorbe despre ce înseamnă asimptomatic, simptomatic, contact,
ce înseamnă izolare voluntară, ce înseamnă carantină și ce înseamnă spitalizare în astfel de situații. Spitalul Babeș, pentru că este spitalul de boli infecțioase și tropicale, este firesc să fie unul din spitalele care vor primi primele cazuri de boli de infecții cu coronavirus. Suntem nominalizați într-un ordin de ministru care prevede, suntem printre cele câteva spitale din țară, care vom avea primele astfel de internări împreună în București cu Institutul Balș și Spitalul Babeș. Ce am făcut? Primele mișcări se numește cohortarea. Mai pe scurt, așa. De la intrarea în spital, cei care în momentul de față sunt reîntorși în țară din zonele cu risc, și zonele acestea se cunosc, au un traseu direct, este indicat, sunt indicatoare, care îi conduce exact la poarta pavilionului B4, care este complet renovat de către Primăria Capitalei și dotat la vârf cu oxigen la fiecare pat și monitoare la fiecare pat. Am hotărât să dezafectăm acest pavilion și să îl punem la bătaie, ca să spunem așa, la dispoziția celor care vor veni, pentru că probabil ei vor avea nevoie de o asistență medicală deosebită și de o izolare aparte. În acest pavilion nu mai este alt bolnav. În momentul de față avem 3 sau 4, am auzit, 2 au rămas, că am externat deja 2, care sunt suspecți și n-a ieșit la teste, n-au ieșit testele pozitive. Ca atare și cei 2, dacă urmează o cale firească, în câteva zile vor pleca spre casă. Și bineînțeles că vor veni cei care vor fi deja bolnavi de coronavirus și chiar cu teste pozitive. Personalul din acest pavilion l-am urmărit pe managerul de la unitatea spitalicească Victor Babeș din Capitală. Ceva mai devreme, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ne-a anunțat că nu este cazul să luăm măsuri restrictive la nivelul Bucureștiului. O să comentăm acest subiect după câteva minute de publicitate cu doctorul Nicolae Fotin. Se află în grija medicilor de la Institutul Matei Balș din Capitală. Vă spuneam, starea tânărului este una bună, acestea sunt veștile bune. Este izolat de ceilalți pacienți și urmează deja o schemă de tratament. Încep dezbaterea cu doctorul Nicolae Fotin, expert în politici de sănătate și medic epidemiolog în același timp. Am auzit din toate părțile doar mesaje de liniștire, apel la calm pentru populație. Ori, cum poți să fii liniștit și calm într-o situație în care știi că a cauzat atâtea victime și care este totuși gravă și nu la nivel național, că noi încă stăm bine? E un apel la calm responsabil, pentru că vedem, începând de ieri și ușor în zilele anterioare, că s-a creat un pic de panică așa. Nu știu dacă este chiar justificată, întărită probabil și de transmisiunile media care urmăresc un senzațional. Ce văd eu ca medic? Văd că și știm dinainte că inevitabilul nu aveam cum să-l evităm. Au fost informări și de la Ministerul Sănătății și de la specialiștii în boli infecțioase, epidemiologi, care ne-au comunicat că, având în vedere dezvoltarea la care omenirea a ajuns, transportul va face ca și noi să avem posibile cazuri. Deci nu e o noutate că l-avem. Am văzut depistarea cazului zero, am văzut intervenția autorităților prin monitorizarea contactilor. Nu găsesc motivele panicii instalate și a evenimentelor pe care le-am văzut, respectiv golirea rafturilor de alimente din magazine. Ce văd că reiese din această atitudine, din acest comportament, este tocmai cel care nu a fost comunicat.
a fost comunicat că trebuie să urmărim cu atenție informațiile oficiale, nu fake news-urile, nu informațiile de pe Facebook. Am avut informații legate de faptul că trebuie să evităm aglomerații. Și noi ce facem? Năvălim în hipermarketuri, în aglomerație. Ce s-ar fi întâmplat, mă întreb, dacă acel pacient ar fi fost în București și nu în Gorj? La fel am fi procedat, am fi năvălit în toate hipermarketurile, unul lângă altul, să ne luăm făină. Am văzut că a fost la mare căutare. Nu prea înțeleg nici eu ce se poate face cu făină, chiar într-o carantină. Dar nu am văzut același interes pentru celelalte măsuri de prevenție anunțate, cum ar fi soluțiile alcoolice sau soluțiile de dezinfectat mâinile sau astfel de lucruri încă sunt în rafturile. Tot cu privire la prevenție, la ora 15 trebuie să anunțăm telespectatorii, va avea loc o nouă conferință de presă susținută de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, rectific. Domnul profesor Străinu Cercel va vorbi împreună cu secretarul de stat Nelu Tătaru cu tema, domnule doctor, recomandări pentru populație privind măsurile de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus. Parcă zi de zi, oră de oră primim astfel de sfaturi și nu înțelegem. Sau... Fie nu le luăm în considerare și nu înțeleg de ce, pentru că singura măsură de stopare a răspândirii acestui virus în populație este prevenția, iar prevenția este reprezentată de măsurile care au fost comunicate, cred că aproape la fiecare oră de când a izbucnit această problemă în China. Evitarea aglomerației, spălarea de asta mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea de dezinfectante pe bază de alcool. Păstrarea unui contact unei distanțe corespunzătoare față de persoanele care prezintă infecții respiratorii. Sunt măsuri care au fost comunicate de le visăm sau ar trebui să le visăm, numai că trebuie să le și implementăm, ceea ce se pare că nu face. Cât de pregătiți suntem, domnule doctor Fotin, pentru o situație și mai gravă, în cazul în care lucrurile ar arăta puțin mai rău de cum arată astăzi? Când mă întrebați asta, vă referiți la autorități sau la noi ca populație? Mă refer la autorități și mă refer la măsurile care s-au comunicat deja că au fost luate. Ne-am confruntat cu SARS-ul, nu la nivelul României, dar și atunci au fost impuse câteva măsuri. Am văzut că deja vorbim despre criza unor obiecte sanitare, despre criza de măști din farmacii și așa mai departe. Desigur, când se întâmplă astfel de evenimente, noi am avut emisiune dedicată acestui lucru și am explicat de prevederile Regulamentului Sanitar Internațional, care impune statelor o anumită conduită și o atitudine specifică pentru patologiile de acest tip. Am văzut la noi acțiuni care au la bază protocoale de intervenție în astfel de situații. Evaluare de contacti, medici, epidemiologi detașați în zonele de intrare în țară, măsuri care se desfășoară conform unor protocoale prestabilite. Dacă vorbim la nivel populațional, din punctul meu de vedere, v-am spus, se pare că nu ținem cont prea mult de recomandări și tot din punctul meu de vedere, succesul stopării sau limitării răspândirii este comun. Autorități, populație. Câtă vreme populația ignoră sau consideră că este mai bine sau știu mai bine sau pe Facebook circulă informații mai plauzibile decât cele furnizate de autorități, cu siguranță rezultatele nu vor fi dintre cele mai fericite. Referitor la cazul din Gorj, la infectarea acestui pacient tânăr de 25 de ani, din nou s-a creat vâlvă. Domne, până ieri se discuta despre o medie de vârstă mai înaintată pentru contractarea acestui virus ucigaș. Iată, vorbim aici de un pacient de 25 de ani asimptomatic, care a locuit în aceeași casă cu alte 7 persoane depistate negativ, asimptomatice și ele. Receptivitatea este generală.
Desigur, cu o rată a fatalității, a cazurilor mai grave în rândul copiilor și tinerilor. Dar asta nu înseamnă că receptivitatea, ca la orice viroză până la urmă, am discutat că simptomele sau cele mai multe cazuri de infecție sunt asimptomatice sau cu forme ușoare sau medii de boală, cu simptome generale, febră, tuse, durere în gât, sau cele mai grave cu pneumonii și cuprinderea aparatului respirator inferior. Deci 80% se pare că sunt forme ușoare de boală. Cu atât mai mult nu este explicată o astfel de panică. Legat de, m-ați întrebat, de lipsa unor materiale de protecție, cum ar fi măști, la fel, care au dispărut destul de repede din peisaj, evident, a fost un subiect care a fost recunoscut atât de autoritățile de la noi, cât și de alte autorități, pentru că cele mai multe astfel de materiale erau fabricate în China. Evident că este o situație la nivel global de deficit. Am văzut că săptămâna viitoare Unifarm va aproviziona cu măști de protecție unitățile sanitare în special. Cu atât mai mult este necesară măsura de prevenție recomandată, evitarea zonelor aglomerate și evitarea contactului direct cu persoane care prezintă simptome respiratorii. Vă propun să mergem într-o scurtă pauză, ne întoarcem în câteva minute și continuăm să dezbatem acest subiect cu doctorul Nicolae Fotin. Revenim imediat. Noul coronavirus, de la începutul crizei din decembrie 2019 și până în prezent. These people are still traveling everywhere. How infectious and how transmissible they are, we don't know. Informații neștiute din centrul epidemiei. Being a Chinese, we have a terrible habit. We tend to eat anything that flies, swims or crawls. Viruses like this exist in wildlife. Ce spun specialiștii din întreaga lume? We can make use of existing knowledge of the SARS coronavirus vaccine. Dar și cât de îngroziți sunt locuitorii din Wuhan. Un documentar în premieră în Europa, produs de televiziunea de stat din Singapore săptămâna trecută. Noul coronavirus, alertă globală. Un film care spune adevărul despre cea mai mare teamă a momentului. Sâmbătă de la ora 21 pe B1 TV. Am revenit în direct, domnule doctor Fotin, am înțeles de la autorități că pacientul în vârstă de 25 de ani diagnosticat cu coronavirus este izolat în acest moment și urmează o schemă de tratament. Fiind asimptomatic, ce tratament îi poate fi administrat în cazul în care nu prezintă stări febrile, nu tușește, nu are niciuna dintre simptomele noului coronavirus? Din informațiile publice prezentate de Institutul Matei Balș, deducem că pacientul este pozitiv, este simptomatic, el fiind transferat conform protocolului la Institutul Matei Balș pentru monitorizare. Evident că evoluția lui se poate schimba, să apară simptomele. Din asimptomatic se transformă în simptomatic. Febră, tuse, simptomele despre care am vorbit și mai devreme și pe care deja le știm. Legat de tratament, sigur, el este unul de susținere, simptomatic se numește și tratamentul, adică se adresează acestor simptome. Dacă vorbim de febră, medicamente antiinflamatoare care scad febra, dacă vorbim de tuse, antitusive. Legat de un tratament etiologic pentru coronavirus, nu există informații la ora aceasta care exista unul aprobat pentru această patologie. Sigur, vin din către diverse organizații de cercetare, diverse informații, cum că diverse medicamente ar fi utile. Vedeam zilele trecute pe Facebook inclusiv un medicament fabricat de Institutul Cantacuzino, care nu se mai fabrică de ani de zile, că ar fi minunat. Nu știm cum ar fi minunat dacă el nu mai este. Prin urmare, sunt convins că la nivelul autorităților, vorbeam de coordonarea aceea mondială prin regulamentul sanitar internațional, există protocol
protocoale desemnate inclusiv pentru intervențiile terapeutice în aceste cazuri. Până la momentul în care vom avea un vaccin. Să ne explicați puțin acești termeni, asimptomatic, simptomatic și, cel mai important, ce înseamnă contactul cu o eventuală persoană infectată. Asimptomatic este acel pacient sau acea persoană care nu prezintă simptomele cunoscute ale bolii. Are o stare de sănătate evidentă și cu toate acestea probele de laborator ies pozitive pentru infecția pe care o căutăm, în cazul nostru coronavirus, și cum a fost și cazul acestui bărbat din Gorj. El a ajuns să fie testat din cauza faptului că fusese contact cu o persoană infectată și așa s-a evidențiat pozitivitatea, el fiind în continuare asimptomatic. Simptomaticul este pacientul care începe să dezvolte semnele de boală, iar contactul este acea persoană care vine în contact cu o persoană confirmată sau probabilă. Contactul asta e acum, important să menționăm. Păi depinde în termen general, în funcție de mecanismul de transmitere cunoscut. Dacă vorbim de coronavirus, știm că el se transmite prin picăturile pe care noi le eliminăm în aer în momentul în care tușim sau strănutăm. Știm de asemenea că se transmite de pe suprafețe în momentul în care luăm pe mâini și punem mâna la nas, la gură, la ochi. Prin urmare, contact este acea persoană care are un contact suficient de îndelungat, astfel încât să fie expus acestor picături. Adică, cum stăm noi de vorbă, să începem să tușim unul către altul o perioadă de timp. Acesta reprezintă un contact direct cu un pacient infectat. Iar pe suprafețe, domnule doctor, repede că ne apropiem de suprafețe, știm de asemenea că acest virus are o rezistență în afara organismului. Prin urmare, mă întorc la măsurile de prevenție, spălarea cât mai deasă, pentru că îl putem lua de pe suprafețe sau unde se poate, dezinfecția suprafețelor, la fel cu soluții pe bază de clor sau de alcool. Domnule doctor Nicolae Fotin, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în platou și pentru toate aceste explicații. Ne revedem duminică la 360 Medical, o ediție extrem de interesantă pe care nu trebuie să o ratați, stimați telespectatori. Vă propun să rămâneți alături de noi și pentru ora 14. Politologul Andrei Țăranul va fi în platoul B1 TV și vom comenta această criză de pe scena politică românească, ce pare că dă în clocot. Revenim la 14.